Bine. Good. Very good, Mats. Very good. Very good. Very good. Și-a luat scaunul. Urmăriți jocul tactic al lui Bacrami, care și-a luat scaunul. Ia-mă și ia. Very good, Mats. Are o mult. Formidabil! Ilie, via! Ilie! Ale! Ale! Oh. Asta n-am mai văzut-o, Marius. E prima dată când văd figura asta. Nici nu cred că o să mai vedem vreodată. Dillander de data asta a înțeles ce are de făcut. N-a încheiat punctul. Vrei să-ți fac un contrapunct dramatic la asta? Un jucător a stat 2 ani în poziția asta într-un căruț cu rotile și a lovit mingea de acolo, dând la roată cu mâna și lovind. 2 ani, după care s-a ridicat din căruț și a devenit numărul 1 mondial. Thomas Muster. Da. După un accident extrem de grav. Petrecut în Statele Unite, așa e. În acest final de show, integritatea adversarilor este pusă în pericol de Mats Wilander. Ia să vedem. Yes, kill him. Omoară-l, îi spune Năstase lui Wilander. Ce frumos face Ilie acest vole de sus. 9-7, Năstase Wilander. Și ce lovitură dificilă este. Poate cea mai dificilă lovitură din tenis este acest semi-zmeț, semi-vole de sus cu rever. Game set și match. Game set și match. 6-3, 6-7. Aici se încheie super demonstrativul cu cei patru mușchetari care, iată, ridică tribunele în picioare. 5.000 de oameni aplaudă la scenă deschisă pe Ilie Năstase, Mansur Bahrami, Mats Wilander și Henri Lecomte. Sunt o lecție pentru tinerii jucători de astăzi. Aș vrea să-i văd peste ani pe Victor Hănescu, pe Victor Crivoi, pe Adrian Ungur, făcând ce au făcut cu tribunele și cu tenisul în seara asta, acești patru juniori mari minunați. Și cu acest gest de final, prin care mulțumesc publicului spectator, parcă au fost și patru tenori. Da. Vor primi câte o mică amintire, o medalie. Au un palmares atât de bogat încât mă întreb unde mai pun și această medalie.